Consilierul independent Sorin Cazan este nemulțumit de modul în care se execută lucrările pe bulevardul Roman Mușat. Acesta este de părere că organele abilitate trebuie să se autosesizeze și să efectueze mai multe inspecții pe teren. Modernizarea noului bulevard Roman Mușat este unul dintre cele mai ample proiecte derulate în ultimii ani în municipiu. Așa cum era normal, există păreri pro și contra asupra calității acestor lucrări. În primul rând, sunt nemulțumit de modul cum se execută lucrările în oraș. Deci dacă noi am votat în Consiliul Local să facem niște lucrări de amenajare, de înfrumusețare a orașului, conducerea administrativă bănuiesc că nu știe cam cum să fac lucrările. Tocmai de asta este bine să vină în teritoriu și să vadă. Deci nu putem pune acești tuia, acești brăduleți, în aceste gropi care sunt jumătate cu pământ, cu lut și jumătate cu pietriș. Pentru că n-au unde crește, pur și simplu, unde se dezvolta rădăcina. Vina nu este administrației publice locale a primarului, vina este a celor care trebuie să urmărească cum să fac lucrările. Pentru că astea sunt lucrări făcute din mântuială, sunt bani cheltuiți din bugetul Consiliului Local de mântuială. Eu nu sunt de acord cu chestia asta. Sunt de acord să se facă, dar să facă de calitate. Dacă nu, mai bine să nu se facă, nu mă cheltuim bani. Societatea care se ocupă de implementarea proiectului este fermă, iar reprezentanții afirmă că o lucrare de o asemenea anvergură poate cuprinde și mici erori, care pot fi însă îndreptate. La momentul de față, cum bine ar trebui să știe domnul consilier, sunt organe abilitate în cadrul autorității contractante, respectiv Primăria Roma, în care să verifice calitatea lucrărilor, să verifice că aceste lucrări sunt executate conform proiectului pe care dânsii îl au. Chiar nu știu dacă domnul consilier a avut buna plăcere și a avut curajul să studieze acest proiect. Este o lucrare de amploare, sunt anumite erori care sunt prinse, lucrarea este în garanție, deci sunt anumite lucrări, vă dați seama, sunt suprafețe aproape la 16-20.000 de metri pătrați, este normal și uman să se mai facă mici erori. Eu consider că este o lucrare destul de pretențioasă, este și mare, s-a făcut și repede, suntem dispuși la orice atragere de atenție, fără probleme, putem repara și din urmă rezolva probleme foarte rapid. Aceasta este tehnologia, acesta este proiectul, îl respectăm 100%, fără a veni cu alte aporturi sau cu alte idei. Lucrările de modernizare au debutat în luna mai și au termen scadent luna noiembrie 2009. Se mai fac niște pasaje de trecere între partea carosabilă și trotuar. Mai sunt probleme la unele coșuri de gunoi care nu sunt active, nu sunt poziționate exact unde s-a dorit. Am preferat să le poziționăm pe stâlp, că așa e normal, și la ele o să facem mici alei, cum puteți vedea și în spate. O să facem mici alei pe care cetățeanul care are de gând să arunce gunoiul la coșul de gunoi, o să-l arunce la coșul de gunoi. Dar cum puteți filma, vedeți că, spre deosebire de unii consilieri care au un spirit civic acum proaspăt, vedeți că, uitați și să filmați pe jos, s-a muncit, s-au investit niște bani și mai trebuie umblat un pic la partea de educație a cetățeanului, e foarte mare mizerie, pe care noi o să o curățăm, nu știu câte oară, dar asta este, vrem să predăm lucrarea la cheie și foarte frumos.